Primăria Municipiului Călăraș a semnat contractul de lucrări având ca obiect proiectul tehnic plus execuție rețea canalizare menajeră și pluviară în cartierul Măguren din Municipiul Călăraș. Valoarea contractului este de peste 5.200.000 de lei fără TVA, iar durata proiectării este de două luni. Perioada de implementare a lucrărilor va fi de 18 luni. Se va lucra pe toate străzile din cartierul Măgureni, rețeaua de canalizare menajeră, urmând a avea o lungime de 5.322 de kilometri, iar cea de canalizare pluvială de 2.740 de kilometri. Sistemul rețelei de canalizare menajera cartierului Măguren este unul modern pe toată lungimea rețelei centrale de canalizare, fiind provozute cu un număr de 122 cămine de colectare cu vacum, care vor asigura colectarea apelor menajere provenite de la cele 334 de gospodării.